sfârșit dramatic pentru o fetiță în vârstă de doar 4 ani, chiar de ziua copilului. Fata abia își aniversase ziua de naștere când a fost lovită în plin de o șoferiță fără permis. Accident rutier mortal în comuna Scobinți, județul Iași. O fetiță de numai 4 ani a murit după ce a fost lovită de o mașină la câțiva metri distanță de casă. Tragedia s-a produs miercuri seară. Șoferița în vârstă de 28 de ani, care a lovit-o pe copilă, nu avea permis de conducere. Fetița se juca pe marginea drumului împreună cu alți copii. Martorii spun că șoferița gonea cu viteză, iar într-o curbă a lovit-o din plin pe cea mică. Cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei, fetița își sărbase ziua de naștere alături de copiii din sat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. La data de 1 iunie, în jurul orei 18:45, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești produs pe raza comunei Scobinți. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că în accident au fost implicați un pieton, o minoră de 4 ani și un autoturism condus de o femeie de 28 de ani. În urma accidentului, minora a decedat. Din verificările efectuate de polițiști a rezultat faptul că femeia în vârstă de 28 de ani nu deține permis de conducere. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației și luarea măsurilor legale ce se impun, a declarat purtătoarea de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Ioana Bâlea, potrivit bzi.ro, relatează site-ul gândul.ro.